Când au proiectat plaia, au zis, las să scurgă apa la dreapta. Ce contează că e pistă de ciclist, că acolo se face băutoacă. Transport alternativ nu prea contează. Sau contează, dar numai pentru unii. Mai verzi așa ca noi. Și pe ploaie, că nu ne topim, nu suntem de sare sau de zahăr, nu e așa? Dar ce fac britanicii sau cei din alte țări mai ploioase? Medaleav pentru sănătate, pentru mediu. Arată pedalatul pe drumurile fără pistă ciclabilă. De regulă, la marginea drumului găsești râuri de apă, băltoace, frunze, gunoaie, guri de canalizare ascunse în băltoace, riscuri peste riscuri pentru transportul alternativ. De exemplu, pe strada Dacia. Frunzele astea sunt frumoase, dar tare lunecoase. Și băltoacele ascund surprize de tot felul. Pot fi pietroaie, bucăți de metal, guri de canalizare deschise, orice poate fi într-o băltoacă. Așa că nu e ușor de pedalat după ploaie sau chiar când plouă. Totuși eu nu mă las și nu trec trotuar. Cedez loc în trafic doar pietonilor la zebră, ambulanțelor și altor autospeciale cu girofarul pornit.